Salutare tuturor, eu sunt Norin și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi o să ne jucăm ZAMP pe Android, GTA Android sau cum vreți să-i spuneți. O să vă arăt întâi cum să îl instalați, cum să instalați noua versiune de ZAMP în care puteți să faceți foarte multe chestii. Nu aveți doar chat-ul, acum aveți și anumite butoane și e un pic mai avansat. Aveți dialoguri, text draw-uri și mai multe chestii care înainte nu erau sau cauzau crash-uri și așa mai departe. Bun, în descriere o să vă las un link la o arhivă. Arhiva o să conțină astea trei fișiere, fișierul ăsta și astea două foldere. Bun, deci ce trebuie să faceți? Trebuie să intrați în memoria telefonului, ori intrați de pe calculator, ori intrați de pe telefon, nu contează, și copiați oriunde Slark Mobile ăsta. Eu deja l-am, dar hai să-l mai copiem o dată, nu contează unde îl puneți. Contează să fie acolo. Bun. Acum intrați pe telefon și îl instalați. Hai să-l instalez și eu. L-am șters. Bun, voi nu vedeți acum pe telefon, dar așa. Deci după ce ați copiat ăla, îl instalați ca să fie totul pregătit. Bun. Acum, după ce l-ați instalat, intrați în folderul Android. Ori de pe telefon, ori de pe calculator, nu contează, aceeași chestie. Și aveți aici OBB, exact același nume, și copiați folderul ăsta din OBB. Îl puneți aici, durează un pic, are vreo 2 giga. Asta e baza jocului GTA San Andreas. Deci așa instalați jocul GTA San Andreas, că, ca să nu-l cumpărați sau așa. Ok, durează vreo 4 minute. Bun, cât se copiază asta. După o să trebuiască să intrăm în data. Acum oricum nu o să mă lase să intru pentru că se copiază asta. Și să copiem ăsta la alt folder. Dar înainte trebuie să intrăm în el, în Files, ZAMP. Și aici avem un fișier care se cheamă settings.ini. Și intrați aici și aveți aici nume. Și trebuie să vă schimbați numele ca să puteți intra pe server. Altfel nu o să vă lase. Hai să scriu și eu AK47 Real. Că bănuiesc că numele meu o să fie luat și n-aș vrea să intru de mai multe ori în aplicație. Și cam atât. X, salvăm și am terminat. Și acum putem să copiem tot folderul ăsta. Dăm copy. Da, așteptăm să termin ăsta. Hai să-mi pregătesc și telefonul. Cât are, mă? 2 giga? Sau mai mult? 2 giga jumate. Pare logic. Dacă deja aveți jocul GTA San Andreas, nu cred că mai aveți nevoie de asta. Trebuie doar să instalați APK-ul și să copiați data. Da, cel mai bine copiați ceva în data aici. Bun, și acum intrăm în data și copiem aici. Paste. Spaghete. Bun. Și cam atât. Așa. Bun, și acum intrăm în joc. Stai să decuplez telefonul întâi. Așa. Și intrăm în joc. În joc o să aveți GTA San Andreas. Cred că e undeva pe aici. Unde-i? GTA. Uite ăla. Cam așa o să fie numele aplicației, GTA San Andreas. Așa, să punem și înregistrarea pe telefon. 3, 2, 1, bun. Așa, și acum, cred că filmează la mine. Filmează, bun. Deci dăm pe start. Se deschide GTA San Andreas. Puteți intra la opțiuni. Stai ca să-mi pun și microfonul să mă aud mai bine, să se audă și jocul, că nu pot înregistra sunetul la joc și o să fie pe microfon. Puteți intra la opțiuni să vă modificați ce aveți voi de modificat pe aici. Display, dacă vreți să dați mai pe low, mai pe așa, hai să văd dacă merge pe medium sau high, nu știu, hai să dăm pe max, sper să nu iau crash. Și dăm aici pe multiplayer. Și vedem că se încarcă, scrie sus rpg.slark.ro. Ăsta e serverul pe care jucăm. Din câte am înțeles, mai sunt ceva servere pe Android, au început să apară tot mai multe, mai ales la noi în România. Cel puțin 2, 3, 4 servere sunt. Înainte era doar 1 sau 2 și pe alea greu de găsit și da. Bun, hai să punem o parolă.
Pun și o parolă oarecare. Stai. Mi-e mișto că nu apare ce parolă am pus. Adică nu vedeți ce tastez. Login. Bun, și acum avem tutorialul. Trebuia să aleg limba română pe undeva, cred că. Știu că era și limba română, nu? Hai să alegem vârsta caracterului. 20. Trebuie să punem un email. Deluxe IT, că e mai ușor. Gmail. Punctul și el pe aici pe undeva. Ok. Ah. Bun, și avem aici tutorialul. Începem cu tutorialul. Vă arată anumite chestii despre server, după care puteți să jucați. Uite, avem aici tab, sunt 15 playeri la ora 1, bănuiesc că majoritatea sunt la școală. Sunt facțiuni pe server, exact ca și cum ar fi pe un server pe PC. Bun. Mergi la checkpoint-ul de pe minimap și apasă F Enter pentru a intra în magazin. Hai să alergăm. Cam așa e. Disconnected. A luat crash. Da, după cum se vede față de versiunea anterioară, ai mai multe chestii. Stai să dau și eu ăsta mai pe medium, ca să am mai multe FPS-uri. 50. Dacă ții pe low, ai 60 de FPS-uri. Știu că am mai făcut o probă. Uite așa. Îți apar FPS-urile acolo. Mă rog, în funcție de cât de performant e telefonul, dar nu ai nevoie pentru SAM pe Android de grafici GTA 5. Oricum, poți să-ți pui moduri după dacă vrei, asta depinde de tine. Bun, față de versiunea anterioară de SAM pe Android, acum ai chestiile astea aici sus. Tab, N, Y, în care ai butoane care sunt foarte importante pentru joc. Așa, acum dacă apăs pe F, intru înăuntru, ok. Trebuie să scriem bui, slash bui. Contul tău este blocat și nu ai un pin setat. Ok, deci trebuie să ne punem un pin. Slash pin. Add pin. Punem un pin, dar unul mai greu. Să nu fie 1, 1, 2, 3, 4. Hai să punem 1, 3, 3, 1. Ok, acum trebuie să intrăm, să scriem din nou pin. Și să verificăm pinul. Ca să ne poată da acces la cont. În caz că îți sparge cineva contul și nu are pinul, nu o să poată să-ți folosească bani sau ce mai ai tu. Și acum dăm bui. Și alegem ăsta cu galben, phonebook. Bun, trimite-mi un SMS cu textul salut jucătorului Bogdan. Number Bogdan. Nu, trebuie să aflu întâi ID-ul. ID Bogdan. Scrie totul pe chat, nu e greu. ID-ul este 250 și acum scriem number. E mișto tutorialul pentru cineva care poate nu a jucat niciodată. Poate să cumpăr un telefon. Dăm slash bui. Și luăm tot ăsta cu galben. Și o cartelă de telefon. Phone credit. Și acum dăm SMS la numărul ăla. 334980. Sal. Și am trimis un mesaj lui Bogdan. Ieși din magazin, apăs F în fața ușii. Mergi la checkpoint-ul roșu și apasă F pentru a te urca în vehicul. F. S-ar putea să nu meargă să dai F, dar ai aici în dreapta, ai motocicleta asta mică. Sau mașină în funcție de lângă ce stai și apeși pe ea. Ia auzi, motocicleta asta, dau un pic mai încet. Așa. Așa, și acum apasă 2 sau engine. La mine era pornită. În cazul în care nu e pornită motocicleta cum era la mine, apăsați pe cea și scrieți slash engine, că nu aveți tasta 2. Cel puțin nu e. Ce gălăgie face. E interesant acum că versiunea asta e mai stabilă, are mai multe chestii de pe PC. Poți să faci foarte multe chestii acum. Ai dialoguri, ai de astea iconițe și multe chestii. Mi se pare că poți avea și arme. Știu că înainte parcă nu puteai avea pe versiunea aia. Bun, ne dăm jos. Trebuie să scriem get quest. Și trebuie să aleg aia cu galben. Cumpărăm un skin nou.
Ok, find biz 29. Ne urcăm pe motocicletă și mergem să ne cumpărăm un skin. Sau măcar, nu știu, să terminăm tutorialul, că asta mă interesează acum. Dar nu prea îmi place mie să conduc așa, de obicei îmi pun butoane. Nu prea îmi place chestia asta care tot trebuie să trag de ea, dar hai să zicem. Asta parcă e motocicleta mea, nu? Sau nu mai știu, am înțeles că la sfârșitul tutorialului îți lasă o mașină. Ori îmi lasă fag eu ăsta, ori nu știu. Bum, bum, bum. Mamă, era să iau stâlpul. Uitați să văd dacă am microfonul activat, că mă gândeam că poate n-am activat microfonul și vorbeam singur. Așa. Dăm jos. Intrăm înăuntru, fața ușii. F. Cloth și alege un skin. Clothes. Ah, mă rog, ai terminat tutorialul. Dacă ai întrebare, folosește N. Ai primit 10 puncte premium, un Fagio și 500 cash de bun venit. 500 ca cash. Ai primit la chirie la casa 10. Bun, slash V. Fagio. Unde e asta? Asta a rămas, cred că... Cred că a rămas la magazinul de haine, da. Și dacă îi dau tow car, slash tow car, nu, slash V, legem Fagio și dăm tow car. Unde a trimis-o? Tot acolo. Așa, bun, hai să dăm un rent room ca să ne dea cumva la spawn. Să merg să mă omor. Să mă omor un pic, să ajung la spawn. Să am, așa. Hai mă, dacă nu mor de aici, să-mi bap. Serios. Hai să urc înapoi. Să mă dea la spawn, că de acolo ai mai multe chestii. Văd că spawnul e în LV. Spawnul e acolo unde m-a dat la început la tutorial. Serios, bă, că n-am murit. Mă, cum dracu? Hai că acum trebuie să moară. Gata. Așa. Bă, am văzut că pe serverul ăsta sunt și playeri, adică... Uite și pe ăștia. Știu că în general erau vreo 50. Intrați roleplay. Hai să dăm un role, nu știu. Ai nevoie de minim 150 role points. Ok. Și aici get gift. Pot să dau get gift. Ai un checkpoint activ. Kill KP. Exact ca și cum ai juca pe un server pe PC. Minim level 3. Ah, ok. Bun. Hai să dăm quests. Random quest nu este activ. Uite și pe asta, pot să dau G? Ah, stai, apeși pe G. Așa, și acum merg cu el. Așa, pentru a face o misiune folosește get quest. A, da. Și... Da, hai să vedem unde zice costa. Ca să iei misiuni, mergi acolo unde ți-o arătat în tutorial și ai acolo toată lista aia cu misiuni. Și de acolo... E mai ok. Adică de acolo ți-ai toate misiunile de care ai nevoie să faci bani și de astea. Fă... Uite, jucăm un dice cu ăsta. Hai că dau numai o partidă, nu mai mult. Dice 2... Nu știu, dai pe 5.000. A, dar n-am 5 ore. Ok. Da, misiunile le luați de acolo, poate în alt video să vă arăt dealership-uri și astea, că momentan nu prea am ore și nu pot să fac nimic, trebuie să fac job. Cam asta e, prima dată când intri pe un server de SAMP, trebuie să faci job, să faci niște bani, level, ore și abia după poți să-ți cumperi mașini și case. Să vorbesc cu ownerul și
Poate îmi dă niște ore și astea ca să văd și dealership-ul și astea. Dar oricum astea le vedeți și voi pe server. Important e să, nu știu, să jucați, că asta e. Adică e mișto, l-ai pe telefon, unde mergi poți să te joci sam pe telefon. Hai să... Să mă mai uit să văd ce misiuni mai sunt, că asta mă interesează și după încheiem episodul. Așa, uite aici. De aici luăm misiunile. Bun. Get quest. Joacă barbut cu o persoană, droghează-te, localizează un player, cumpără credit, puneți benzină, cumpără flori, depozitează bani, mănâncă fast food și toate astea. După ce termine alea, bănuiesc că îți dă nu știu ce premium. Help, ia să vedem. Uite, rob, helper, poți să dai și rob. Asta e mișto. Animații, facțiuni. Joburi, ia să vedem ce joburi. Slash jobs. Deci poți să fii detectiv, drug dealer, pizza boy, arms dealer, fireman, fisherman, poți să fii ospătar, văd, de ăsta care livrează ziare, fermier, bă, sunt ceva joburi. Deci sunt ok. Și ca facțiuni, facțiuns, cam aceleași facțiuni. Sunt curios la mafiile astea cum o să fie. Deci ai taxi, ai paramedic, ai tow car, Hitman și poliție și mafii. Sunt curios warurile cum au loc. Bun, bă, cam asta a fost și cu acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să apăsați pe butonul de like și să lăsați un comentariu dacă vă place ideea asta de a juca SAMP pe Android. Și cam asta a fost video. Eu am fost Lorin și vă salut pe toți. Multă baftă tuturor. Ciao!